Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție a emisiunii Sport Report, cum vă salut de fiecare dată. Emisiunea este și pe pagina mea de Facebook și pe pagina de Facebook Radio Gold FM România. Vorbim de fotbal în această seară, vorbim într-o săptămână în care Naționala României întâlnește, iată, un adversar teribil, Columbia, poate cea mai în formă echipă din lume. Acolo, în lotul lui Edi Ordănescu, un antrenor tânăr, se află și foarte mulți tineri. În fotbalul românesc se află foarte mulți tineri. Fotbalul românesc are o regulă care încurajează promovarea fotbaliștilor tineri și foarte multe cluburi trebuie să se adapteze, să crească jucători. Unul dintre cei care a crescut jucători buni, valoroși, pe care acum îi vedem la televizor, îi vedem în echipa națională. I-am văzut cei care urmărim fenomenul și mâncăm pe pâine la echipele de junior ale României. Și am aplaudat pentru rezultate, să nu uităm semifinala de la Under 21 de tineret din Italia. Este invitatul de astăzi, este vorba de Mihai Badea. O să aflați multe lucruri de la Mihai Badea, așa că pasionații de fotbal merită să rămână alături de noi de acum până la sfârșitul emisiunii. Iată-l pe Mihai Badea, îl vedeți la radio, sistemul din 2024 de... Pandemia a făcut un lucru bun, a dezvoltat internetul, online-ul, cum nu se întâmpla înainte. Dați-mi voie să-l salut pe Mihai Badea și o să auziți imediat de ce vorbim cu el astăzi în direct. Te salut, Mihai! Salut, Gabi, și mulțumesc pentru invitație! Mihai Badea, vreau să le spui celor care, sigur, ai apărut la Fanatic în emisiunea lui Horia Ivanovici, când ai tras un semnal de alarmă, ai strigat ajutor pentru Tavi Popescu la un moment dat. Poate exagerez eu, dar pe undeva cam asta s-a întâmplat. Tavi Popescu, un băiat care, dacă nu ar fi fost talentat, n-ar fi ajuns la cel mai important club din România. Dacă n-ar fi fost talentat și ar fi ajuns la acest club, nu ar fi demonstrat în primul sezon calități care îl duceau la 50 de milioane în opinia domnului Becali. Așa că e un fotbalist foarte valoros și ca orice om în viață traversează o perioadă, din nefericire pentru el, acum când e tânăr o traversează exact când nu trebuia, o perioadă mai dificilă. Și a intervenit la Fanatic Superliga în emisiunea lui Horia Ivanovici și ai punctat niște lucruri. Noi o să ne învârtim în jurul tinerilor din fotbalul românesc, în jurul problemelor pe care tu le-ai depistat și le-ai și rezolvat la clubul pe care l-ai condus și vom vorbi și despre activitatea pe care o prestezi acum, care nu are nicio legătură cu fotbalul. Mihai, ai fost la Regal, nu? Cum se numea clubul? Clubul, prima dată, dacă îmi dai voie să-ți fac o istorie așa, s-a numit Dinsov București. Să știi că și tu ai luat parte la începuturile activității noastre. La prima noastră competiție pe care am organizat-o s-a numit Cupa Dinsov. Tu ai fost cel care ai moderat, ți-aduce aminte? S-a ținut la Sud Arena, undeva lângă Rin Grand Hotel și tu ai fost cel care, să zic așa, ai moderat acea competiție și au fost câteva chestii de care mi-aduce aminte cu plăcere. Da, clubul nostru s-a numit la început Dinsoft, după care ne-am schimbat numele în Regal Sport București. Toată lumea acum, să zic așa, ne știe prin Regal Sport București. Am început undeva în 2011 cu un prieten de-al meu, Claudiu Florică. Am început dintr-o joacă, că asta a fost, vreau să facem fotbal pentru niște copii, după care am luat-o foarte în serios și am ajuns la o fac o prezentare pe scurt, așa că dacă ar fi să-ți vorbesc despre ce am petrecut în acea perioadă la Regal Sport, cred că nu ne-ar ajunge pe această oră, am nevoie de mult mai mult. Și în final, să zic așa, ne-am îndeplinit ce ne propusesem la început, aceea de a da jucători către fotbalul mare. Și eu zic că am reușit, sunt câțiva jucători în momentul ăsta care joacă la un nivel destul de mare. Dă-ne câteva nume de copii crescuți începe... de la Dinsov, Regal, prin școala pe care ați condus-o. Păi, aș începe cu Radu Drăgușin, că este cel mai cunoscut dintre toți, cu Octavian Popescu de la FCSB, cu Ovidiu Perianu, care în momentul ăsta e împrumutat la Gloria Buzău, tot al FCSB-ului, Vladislav Bănuță, cel care joacă la Craiova, tot al nostru a fost, tot în aceea generație cu Tavi Popescu, Drăgușin și Perianu, Gheorghiță, Andrei Gheorghiță, cel care e vârful de atac al celor de la Poliaș, tot în aceeași generație a fost. Filip Ilie, cel care joacă la Universitatea Cluj, tot aici în aceeași generație a fost. Robert Fior de la Poliaș, tot al nostru a fost. Adică sunt foarte mulți jucători la Liga 1, plus jucători de Liga 2, Liga 3,
la fel foarte mulți. Spune-mi, acești băieți Drăgușin, Tavi, Perianu, Blănuță, Gheorghiță, Filip, Ion, Robert, aceeași generație, ei făceau parte dintr-o aceeași echipă la Regal? Da, a fost generația de 2002. Da, eu zic că a fost, nu zic, știi că se zice că dacă dai în fotbalul mare un jucător dintr-o generație, ți-ai atins scopul. Noi zic că am depășit această vorbă pentru că am dat destul de mulți din aceeași generație. Deci acești jucători au jucat finala campionatului Under 15 în 2017, au și câștigat-o, au jucat cu cei de la LPS Banatu. Acolo în poartă era Răzvan Sava, actualul portar al echipei CFR Cluj. În turneul semifinal, dacă îmi dai voie, vreau să spun că am jucat cu Dinamo și cu Viitorul Constanța și acolo jucau Grameni, Pitu, Luis Munteanu, Grosu, Ahmed Mani, Borcea, adică jucători de care în momentul ăsta fotbalul românesc sigur a auzit și sper că, știi, eu am o vorbă. Eu cred că această generație de 2002 va fi cea mai bună generație a fotbalului românesc. Și spun, ce mă bazez pe... Adică cea mai bună generație să ajungă și la nivel internațional? Exact. Eu zic că da, sunt niște băieți foarte tineri care au debutat în fotbalul românesc și internațional destul de devreme și o fac cu brio. Și eu zic că dacă am pune accentul pe această generație de 2002, am avea rezultate foarte bune. Și vezi că ei joacă, sunt în anturajul echipei naționale mari, sunt în anturajul echipei naționale de tineret. Adică eu îi văd, sunt titular la echipele lor de club, adică sunt jucători care eu zic că va ajuta fotbalul românesc să se ridice. Clar, în afară de cei de la Regal, regaliștii voștri, ai dat Sava, Grameni, Munteanu, Grosu, Bani, Borcea și mai erau câțiva, Pitu, asta e să notești pe Pitu, 2002 și cu permisiunea ta, prietenul meu foarte bun, Alexandru Chilili, care din nefericire este blocat la echipa a doua. E blocat de conducere, o spun răspicat mereu, poate aude totuși cineva să intervină. E blocat din, cum să spun, ambiția, mă opresc aici, a unui conducător care se răzbună pe copil pentru că tatăl lui a zis la un moment dat că speră să nu retrogradeze și voluntarul cum a retrogradat pe Dinamo domnul Bolănescu, mă rog, în fine. Da, este. Alex a făcut parte din aceeași generație de 2002, un copil extraordinar, la fel de serios ca toți ceilalți din acea echipă. Un tip care muncea foarte mult la antrenament, un tip foarte serios și în afara terenului. Îl știu pe copil, îl apreciez și îi doresc mult succes să ajungă în fotbalul mare. Sper să reușească să plece de acolo. Ai folosit un cuvânt pe care eu îl regăsesc la toți cei pe care am notat pe toată această listă. Cu o singură excepție, dar nu o spun. Două excepții. Seriozitate. Băiat serios și care s-a gândit la a face performanță. În fotbalul nostru juvenil este prioritar să fii serios, cu minte sau, bine, pe lângă calități, se regăsește această calitate, seriozitatea, tot mai puțin sau greșesc eu? Din punctul meu de vedere, eu pot să vorbesc de cei pe care i-am păstorit așa un pic, să zic. Nu aș vrea să vorbesc de ceilalți copii pentru că nu le cunosc foarte bine activitatea fotbalistică din prezent, ce fac la antrenament sau cât de serioși sunt și nici viața lor extrasportivă. Nu pot să vorbesc. Vorbesc de cei pe care eu i-am păstorit, să zic așa. Da, era o generație, din punctul meu de vedere, ai nevoie de seriozitate și disciplină în orice ce faci. Fără seriozitate și fără disciplină nu o să reușești să faci nimic. Eu mi-aduc aminte că îmi plăcea să văd antrenamentele acestei echipe, pentru că era o echipă cu calitate și atunci și antrenamentele astea erau foarte frumoase, să zic. Și vedeam pe ce fac ei la antrenament. Erau foarte serioși. Antrenamentul era antrenament, să zic așa, distracția era distracție după antrenament, dar niciodată n-a fost dusă la extrem. Deci această generație parcă s-a tras, să zic așa, copiii s-au tras unul după altul. Adică în momentul în care îl vedeai pe Radu, cât de serios era la antrenamente. De fapt, Radu era liderul acestei echipe și cumva dădea ton, știi? Și din punctul meu de vedere, revin, fără disciplină și fără seriozitate nu o să faci nimic în niciun sport. Cum ați reușit, și vreau să te întreb, cluburile de juniori ce ar trebui să facă pentru a găsi cât mai mulți copii serioși? Care erau criteriile? Că bănuiesc că n-a fost o pură întâmplare să găsiți o echipă întreagă de copii serioși. Noi, așa să zic, cumva am beneficiat și de faptul că fotbalul românesc în acea perioadă, când eu am reușit să strâng acești copii,
era un mic declin, să zic. Adică cluburile mari, mă refer aici la FCSB, la Dinamo, la Universitatea Craiova, nu erau la un nivel foarte ridicat și atunci mi-a fost mult mai ușor să conving acești copii să ajungă la noi la club. Ușor ne făcusem o rețea de scouter, să zic așa, între ghilimele scouter, pentru că erau mai mult prieteni care ne anunțau despre anumiți copii, mergeam să-i vedem, făceam pe urmă toate cele necesare de a aduce la noi la club. Pentru că ce am observat, e foarte greu să construiești o echipă bună doar cu copii din București. Este foarte greu. Adică din București, să zic că aveam undeva la 70%, restul copiilor erau din provincie. Ca să-ți dau, știi, o poveste despre Tavi. Pe Tavi, de exemplu, tatăl meu l-a descoperit, era un scouter al meu, să zic așa, îi plăcea să meargă la meciurile de copii să vadă și venea și îmi făcea niște analize. Eu câteodată nu prea luam în seamă la ce ne analizează, dar lăsam să le facă și să mi le dea în continuare. Și m-a anunțat la un moment dat că este un decar la Nucet și că trebuie să-l văd neapărat. Și acel decar era Octavian Popescu în momentul ăsta. Câți ani avea când ți-a spus că e un decar bun la Nucet? 10 ani jumate, 11 ani, ceva de genul ăsta. Pentru că deci tău la 10 ani l-a depistat și l-a descoperit pe Tavi. Da, era plăcerea lui de a se uita la meciurile de copii și îmi făcea niște analize așa cum poate să le facă un părinte, să zic, un iubitor de sport. Și da, avea un ochi așa, să zic, la fotbaliști, dar Tavi ieșea în evidență în momentul ăla și mi-a zis că trebuie neapărat să-l văd, că este un jucător foarte bun. Și așa m-am dus, l-am văzut și l-am adus la noi la Regal. Dar cum ați reușit să-l luați? Că bănuiesc că și cei de acolo și-au dat seama ca o perlă în curtea lor. N-a fost foarte greu, pentru că a fost și dorința copilului de a ajunge la noi și atunci, fiind foarte mic, a fost un acord de transfer, că așa se făcea atunci, și cei de acolo l-au lăsat pentru că și-au dat seama că la noi, la Regal Sport, cumva ar putea să promoveze mai departe. Atenție, vreau să fac o precizare pentru că știi cum e, trăim într-o lume absurdă, Mihai. Emisiunea aceasta este urmărită și sunt foarte mulți oameni care nu știu să traverseze strada, nu știu să alerge, nu știu să urce o bordură, un trotuar, dar ei fac rău. Și dacă se gândește cineva să facă vreo reclamație, că domne, Safta face reclamă la un club, să știți că Regal nu mai există. Deci nu. Să înțeleagă lumea că noi acum promovăm ceva ce nu mai există, deci să nu înțeleagă CNA-ul că l-am chemat pe Mihai Badea și că facem o reclamă ascunsă și că m-a plătit pe mine Mihai Badea să vorbim de Regal. Da? Deci acest club nu mai există. Încercați să, dacă ați trimis deja mail-uri către CNA, să regretați. Am făcut eu o precizare pentru că în lumea aceasta trebuie. Foarte bine că acest Regal Sport s-a transformat de fapt în centru de performanță rapid în momentul în care noi am plecat de acolo. Asta a fost foarte. Da, uite, stai o secundă că vreau să centru de performanță. Deci practic eu, Gabi Safta, am fost MC, am luat microfonul și am prezentat un eveniment când s-a lansat Dimsoft, care a devenit Regal Sport București, Regal Sport București, exact, care a devenit rapid, centru de performanță rapid. Ulterior mi se pare că a fost o fuziune și CSA-ul a beneficiat, parcă, nu? Nu, toată lumea, e o confuzie aici, n-a fost, citesc și eu, dar neavând posibilitatea să povestesc despre lucrul ăsta, n-a fost nicio fuziune. Cei de la CSA, noi am avut o generație foarte bună, generația de 99-2000, și pe baza acestei generații, cei de la CSA Steaua au făcut o ofertă către clubul nostru, da? Și a fost publică toată treaba aia, suma a fost undeva la 30.000 de euro, s-a plătit pentru acel grup de jucători și pot să spun că am ajutat ca la înființarea CSA Steaua, pentru că ei cu acești copii au început în momentul ăla în Liga 4. Deci da, toată generația de 99-2000 de la Regal Sport a fost cumpărată de cei de la CSA Steaua. Da, acum a fost, nu știu cea, mai... Se pare că voi aveați, erați în Liga 4 sau cea, ca să nu se ducă în Liga 5, a fost parcă povestea aceea. Nu cred că a fost așa. Eu știu că ei au primit acceptul de la Comitetul Executiv al MFB-ului, cerilor de la MFB să participe în Liga 4, deci au fost acceptați. Da. Și atunci noi jucam în Liga 4 cu Regal Sport, cu această grupă de 99-2000. În cazul în care promovam la Liga 3, că a fost acel play-off în București, când a promovat Progresul Spartac, nu
Vă spun de acum că nu se mai făcea această tranzacție, dar copiii ăștia cumva trebuiau să beneficieze de niște condiții mai bune și atunci proiectul CSA Steaua la acel moment era un proiect frumos și am zis că putem să-i ajutăm dându-i. Toată lumea acolo a câștigat în acea înțelegere. Da. Nu, dar ca să continui eu gluma, din soft, regal, rapid, CSA, practic eu, da, cei de la CSA mă înjură degeaba că eu am fost MC creanii la nașterea primei echipe preluată apoi de CSA Steaua. Ne întoarcem la Tavi, pentru că e un subiect important. La 11 ani acest copil a venit în București. Te rog, spune-ne, deschide-ne un pic așa în două, trei propoziții viața lui. Un copil de 11 ani vine de la Nucet. Unde a stat? Cum făcea? Era cu părinții? Cine avea grijă de el? Cine este Tavi? Prezintă-l pe Tavi Popescu. Da, îți dai seama, este foarte greu pentru un copil de 11 ani să vină în București. Din acest motiv, noi a trebuit să facem un parteneriat cu un liceu sportiv, Colegiul Mihai I, care este situat în cartierul Giulești. Cei de acolo mi-au dat tot sprijinul pentru a înființa, să zic așa, o mică academie în cadrul liceului, pentru că am avut sprijinul directorului de acolo, domnul Bebe Cristian. Aveam cantina lor separat, aveam un etaj întreg unde trebuia să-i cazez pe copii, aveam un pedagog care răspundea de acești copii. Era o responsabilitate foarte mare. Eu prima dată nu mi-am dat seama în ce mă bag, dar în momentul în care am văzut în ce m-am băgat, pentru că responsabilitatea toată căzuse pe mine, îți dai seama, acești copii erau plecați de lângă familie, trebuia să avem grijă de ei să nu se întâmple nimic, în primul rând, să nu se îmbolnăvească sau în momentul în care se îmbolnăveau trebuia să avem grijă să merge. Deci era, eu în momentul în care mi-am dat seama în ce mă bag, sincer m-au luat transpirațiile, pentru că e o responsabilitate foarte mare. Soția mi-a și zis în momentul ăla, eram ca un tată pentru ei, adică orice problemă aveau, că era 10, că era 11 noaptea, copiii mă sunau să-mi spună. Da, Tavi a venit la 11 ani și acolo a stat la căminul liceului Mihai I, feroviar Mihai I. Era un copil care era foarte legat de familie. El, ți-am zis, provine dintr-o familie cu oameni cu frica lui Dumnezeu. Sunt oameni credincioși, era foarte mămos, era foarte greu. El în momentul în care știa că vine spre București, chiar dacă îi plăcea fotbalul extraordinar de mult. De fapt, ăsta era și avantajul când ajungea la București, că dacă îi dai mingea și îl duceai pe un teren de fotbal, uita că a plecat de acasă. Îmi lua, cred că o zi sau două, să-l liniștesc, pentru că efectiv nu te înțelegeai cu el, plângea. Pentru că, îți dai seama, era perioada cea mai... pentru un copil să-l iei la 11 ani de acasă, să... băiatul ăsta, de asta zic mie, când văd că lumea... dă-n el în momentul ăsta, că efectiv cam asta fac, toată lumea parcă se bucură într-un fel că acest copil nu mai este la un nivel ridicat. Ar trebui să gândească că acest copil a făcut multe sacrificii. În momentul care pleci de lângă familie, la o vârstă fragedă, mi se pare că ai făcut cel mai mare sacrificiu. Da, adică da, e o chestie adică care... Cum au reacționat? N-au încercat să vină și ei? N-ați încercat să-i aduceți? Nu, cum a fost reacția? Nu, era destul de greu să-i aducem pentru că aveau serviciu în zona respectivă unde locuiau și este foarte greu, nu aveam posibilitatea să le oferim aici ceva. Dar ușor, ușor, pe parcurs, Cetavi a intrat și în vârstă, s-a învățat cu Bucureștiul, s-a obișnuit, ușor, ușor am scăpat de aceste, să zic așa, mici văicărele ale lui. Cum este, iartă-mă, te tot întrerup, recent am vorbit cu Tavi, e același Tavi de atunci, s-a schimbat, ce vezi la el și chiar dacă n-ai vorbit, cum îl vezi? Nu, din punctul meu de vedere, Tavi nu s-a schimbat absolut deloc. Este același copil pe care îl știu și îl știu din acea perioadă. Era un copil liniștit. La fel este și acum. Eu nu am alte povești despre Tavi. Adică nu am auzit despre Tavi să umble prin cluburi, nu am auzit să facă tot felul de lucruri aiurea. Nu, din contră. Eu, din câte știu, Tavi, văzând în familie, că Tavi mai are 5, de fapt ei sunt 5 frați, văzând în familie lucruri normale care se întâmplă într-o familie, asta face și el în momentul ăsta. Eu știu că își petrece foarte mult timp cu prietena lui, adică nu e, e un tip foarte, părinții, foarte liniștit din punctul ăsta de vedere. Nici acum nu au venit în București părinții să iau o casă, nu știu, părinților să le iau o casă, habar n-am, nu știu. Deci nu, tot acolo stau ei, din ce știi? Da, da, tot acolo stau, nu i-a adus în București. Nu mai are nici vârsta de atunci, are 21 de ani.
Asta uităm noi, că Octavi este un jucător încă foarte tânăr, are 21 de ani, născut pe 27 decembrie 2002, adică e un copil care nu și-a spus ultimul cuvânt. Ce le spune celor care îndrăznesc această nesimțire, în opinia mea, să critice, pot critica, dar să jignească sau să atace un copil de 21 de ani plecat de acasă de la 19 ani? În primul rând, două întrebări. De ce crezi că el traversează o perioadă așa mai puțin fastă fotbalistic? Și ce ar trebui să le spui celor care se uită la Octavi? Din punctul meu de vedere, ce îi se întâmplă lui Octavi acum e o chestie normală care se întâmplă la foarte mulți fotbaliști. Dacă stăm să urmărim ce s-a întâmplat la FCSB, că eu m-am uitat, am făcut o analiză brută, așa să zic, nu ca un specialist sau un ziarist sau un antrenor, dar am făcut o analiză brută la ce s-a întâmplat la FCSB, îmi dau seama că în primul an foarte mulți jucători, și aici ți-am dat exemplu lui Florinel Coman. Nici el în primul an a venit, a făcut un campionat foarte bun, după care a avut o perioadă de regres. Cred că Octavi are nevoie de încă e în adaptare, știi? Și are nevoie de încredere din partea celor de acolo. Eu spun, eu în momentul în care Octavi dai încredere, o să vezi că Octavi te răsplătește cu vârf și îndesat, pentru că știu ce vorbesc, pentru că și la noi, fiind junior, a trecut prin perioade mai puțin bune. Dar în momentul în care îi dădeai încredere, stăteai de vorbă cu el, copilul ăsta o să vezi că dă tot ce poate. Ai apucat să afli după intervenția pe care ai avut-o acum o lună și ceva la Fanatic, ai spus fix același lucruri, s-o fi întâmplat ceva între timp, oamenii au reacționat în vreun fel sau nu? Nu știu, dar dacă ai vreo informație. N-am nicio informație, dar am văzut următorul meci, pentru că în următorul meci Octavi a stat 80 și ceva de minute, nu mai jucase de foarte mult timp, 80 și ceva de minute, adică mă gândesc că cei de acolo, asta înseamnă încrederea, că la un fotbalist asta înseamnă încrederea. Să-i dai meciuri, să-i dai minute, să nu-l scoți imediat. Și eu cred că cei de acolo au făcut treaba asta. Eu sunt convins că cei de acolo încearcă să-l ajute, dar nu se face bătând din palme, știi? Adică e o chestie pe care... Da, și un club profesionist unde, din păcate, nu te mai așteaptă. Trebuie să te duci după grup. Exact. Da. Eu asta și acum, cine ne aude, nu știu, prin mașini, pe Facebook, pe internet, poate că această emisiune va fi decupată de suporteri steliști. Așa este, trebuie să aibă mare grijă, pentru că e un talent. Eu l-am văzut în ultimele meciuri altfel. De asta te-am întrebat. Eu am sesizat la Octavi dăruire, am observat pressing, am văzut că aleargă, am văzut că face din nou faza defensivă, am văzut că dă pas. Și eu l-am văzut pe Octavi în ultimele trei meciuri, mereu l-am lăudat. Noi facem mereu analiza meciurilor, eu fiind cu ei, cu suporterii, toți îl apreciază că e alt băiat, exact cum era atunci când juca bine. E o transformare bună. Da, este o transformare bună, dar ți-am zis, pentru mine o problemă falsă a fost cea a faptului că Octavi, din punct de vedere fizic, muscular, nu este foarte dezvoltat și că în momentul ăsta n-a pus pe el foarte multă masă musculară. Dar în primul an, aduți aminte, în primul an când a debutat la Steaua era mult mai fragil fizic, adică decât este acum, și a făcut un campionat extraordinar. Și o chestie pe care trebuie să o observăm la un jucător de fotbal, că mi se pare foarte importantă chestia asta, nu se accidentează. În afară de o accidentare minoră pe care a avut-o la Glezna, la echipa națională, când a lipsit un meci, nu mi-aduc aminte că Octavi să fi lipsit. Deci, părerea mea, care bună de fotbalist? Adică, în momentul în care nu te accidentezi și ai niște lucruri de astea, n-a făcut rupturi musculare, n-a făcut... Să nu vorbim cu... Ai mare dreptate, mi-aduc aminte, dacă bătea vântul mai tare, cădea atunci când a debutat. Acum nu mai e cazul. Da, este normal, oamenii au început să-l cunoască, ei trebuie să găsească alte lucruri ca să îi surprindă, știi? Adică sunt lucruri pe care, și având în vedere că e un copil, eu zic că va trece peste toată treaba asta și o să vedem un Octavi. Eu asta aș vrea, și eu am vorbit cu el și i-am zis chestia asta. Eu o să-ți dau un exemplu foarte important. Eu am făcut polo. Rad Bogdan, actualul antrenor la echipei naționale de polo, mi-a fost coleg de generație. Noi am pătimit amândoi pe banca de rezerve când se făceau, eram la limită și când se făceau acele deplasări în străinătate, eram la lotul național, să zic eu cu el rămâneam la polo, ai 13 jucători care pleacă. Eu eram al 14-lea, Bogdan al 15-lea. Eu, și asta le spun copiilor, și era exemplul meu pe care îl dădeam despre ce înseamnă sportul. Da, eu eram frustrat, Bogdan la fel, dar trebuie să știi ce să faci atunci. Pe mine, de exemplu, asta m-a demoralizat și n-am ajuns la un nivel înalt la polo, pe când pe Bogdan
nu l-a demoralizat și a trecut mai departe peste acea frustrare și a muncit și a văzut de treabă. Și uite-l unde este Bogdan în momentul ăsta, a fost în echipa națională a noastră, a jucat în Italia, în echipa națională, vicecampion mondial. Adică omul a jucat la un nivel foarte înalt, dar el niciodată n-a fost demoralizat de frustrarea pe care a trăit-o în acel moment. Și Tavi poate trăiește o frustrare, dar asta îi spun, încrederea să-și o dea el singur, pentru că încrederea îi vine din interior. De fiecare dată, cât l-am încurajat noi și cât încredere am dat noi ăștia din jur, nu cred că ar putea să o facă mai bine decât și-o dă el singur. Și atunci să treci peste aceste dezamăgiri, să te antrenezi mai puternic, să ajungi să-ți revii, să fii același Tavi care ne încânta cu golurile alea extraordinare, care a debutat la echipa națională de senior. Gândește, are 7 meciuri la echipa națională de senior și noi vorbim, are 150 de meciuri în Liga 1, vorbind de un copil de 21 de ani. E păcat să pierdem un asemenea copil. Eu nu vorbesc pentru FCSB, vorbesc de fotbalul românesc aici, că e un talent. Și eu știu, Tavi cumva se alintă, Tavi poate să joace și în mijlocul terenului. Cele mai bune meciuri, și eu îi le dovedesc cu video, cele mai bune meciuri le-a făcut la mijlocul terenului. Să vezi pase la Tavi. Adică, și de ce nu-l bagă? De ce nu-l bagă? Asta e o problemă și de... Aici cumva se alintă și el un pic, știi, că poate să joace în stânga sau în dreapta. Nu, el poate să joace oriunde la mijlocul terenului, din punctul meu de vedere. Doar că ar trebui domnul Haralambos trebuie să-l bage acolo. Domnul Haralambos, dacă auziți emisiunea, băgați-l pe Tavi în centru, acolo. Nu îi dau eu un sfat domnului Haralambos, că pormă, dacă nu joacă bine acolo, nu. Dar îți spun din experiență. Domnul Haralambos îi dau mai mult sfaturi. Primește sfaturi și în timpul meciului, domnul Haralambos. Și și-a asumat asta. Eu îl apreciez pentru că e pe primul loc. Adică indiferent cum o dai, e pe primul loc. Omul și s-ar putea să fie campion și m-aș bucura pentru el. La cât a fost ironizat de toată lumea, noi am început să glumim acum, dar a fost atacat și jignit din nefericire. Da, de cine? De presă sportivă care din asta trăiește. Nu poți să jignești. Pentru a încheia subiectul, Tavi, vreau să te întreb. Ai zis la un moment dat că i-am spus, i-ai spus sau i-ai transmis? Ții legătura cu el? Da, vorbim și la telefon. Eu știi că am o momentul care îi simt că sunt antrenați în campionat, în asta nu-l deranjez cu telefoane. Și atunci vorbim prin mesaje și i-am dat un mesaj în legătură cu această chestie. Am vrut să-i scriu, am simțit să-i scriu lucrul ăsta pentru că el când are momente grele să știi că ne caută, vorbim, adică nu e, știe că la noi o facem dezinteresat, că ne doare să-l vedem că trece printr-o perioadă grea, că ne dorim să ajungă la un nivel foarte înalt. Adică pentru mine e cea mai mare satisfacție, știi, că văd niște copii de care am avut grijă. Bine, aici știi când toată lumea zice că l-am descoperit, eu nu l-am, eu l-am, să zic așa, l-am descoperit prin tata sau acea generație am descoperit-o că am luat parte la fiecare, la aducerea fiecărui copil din acea generație, dar am avut un nucleu de antrenori extraordinar. O să spun că am avut niște antrenori senzaționali. Și aici, dacă îmi dai voie, aș vrea să îi reamintesc pe toți, începând cu cei care au fost la început, Cijma și Iulian Stăvric, Radu Gabriel, Andrei Noi, care a fost și antrenorul echipei când a câștigat campionatul, Chiriță, Drăghiciu. Sunt foarte mulți antrenori buni care au trecut pe la noi. Așa că și Florin Rădăcioiu o perioadă. Și Florin Rădăcioiu, am uitat, Marele Blond a fost, da, pentru mine a fost o onoare să stau, că asta e și spuneam la un moment dat, a fost o onoare. N-aveam niște vestiare extraordinare, erau acele containere și îți dai seama să stai cu Florin Rădăcioiu. Eu în 94 îi spuneam, Florine, 94 de ani cu soția, eram în piață și strigam de bucurie după meciul cu Argentina. Și acum să am onoarea să stau cu tine în vestiar, mi s-a părut senzațional. Și oricum este un tip de un bun simț, un rar văd, adică el zic că nu-și dă seama cât de mare a fost. Da, cred că nu-și dă seama. Eu am lucrat cu el un an și ceva la echipa națională, la Under 7, la echipa care a devenit semifinalistă. Exact, generația 98, pe care el a calificat-o la turneul de elită, pe urmă a preluat-o Bogdan Vintilă. Dar un băiat de toaie de cap, îl pui la rană și îți trece imediat. Un băiat fantastic, poate un pic mai copilăros decât ar trebui la vârsta lui. Trăiește, e un basm în mintea lui Florin Rădăcioiu mereu. Pot să-ți mai zic o întâmplare cu el. Eram în Decathlon, că nu fac reclamă, eram într-un magazin sportiv, să zic așa. Și la un moment dat îl văd, știi? Nu ne mai văzusem de ceva vreme. Gândește-te că când m-a văzut, a strigat, Mihai, m-a luat în brațe. Deci pentru mine a fost
tot magazinul ăla se uită la tine, totuși era Florin Radu Răduciu, cel care mi-a făcut atâtea clipe frumoase. M-am simțit extraordinar, știi? Adică, așa e. Și sunt convins că și lui i-a plăcut foarte mult să lucreze cu noi, pentru că a beneficiat de tot ce trebuia în momentul ăla, a avut și o echipă bună. A lucrat și cu Radu Drăgușin, deci au fost niște, și cu Tavi Popescu, a lucrat cu amândoi. Telegrafic vreau să te întreb, că trece timpul când vorbim lucruri frumoase. Vreau să te întreb de Radu Drăgușin. În momentul când l-ai cunoscut pe Radu Drăgușin și în momentul când vedeai jucând în echipa 2002 la voi, la Regal, ai crezut că o să ajungă aici? Am crezut în el înainte de a veni la noi, pentru că eu îl știam, el era la Sportul Studențesc. Și eu, mie îmi plăcea să organizez, inclusiv la turneul pe care l-ai, unde ai fost cu DJ, să zic așa, a jucat și Radu Drăgușin atunci și el era la Sportul Studențesc în momentul ăla, nu juca la echipa noastră, mie îmi plăcea să-l urmăresc pe acest copil și atunci eu la acel turneu, ca să înțelegi cât de mult îmi plăcea mie acest jucător, știi că de obicei la turneele astea cel mai bun jucător este dat celui mai tehnic jucător, celui care dă cele mai multe goluri, chestii de astea. Eu atunci am vorbit cu antrenorii care erau la echipele adverse și le-am zis că din punctul meu de vedere cel mai bun jucător este cel care trage echipa după el și asta făcea Radu. Și atunci cel mai bun jucător la acel turneu i-am dat unui fundaș central. Și cred că cu asta am spus totul. Deci eu am crezut în copilul ăsta de la început. Dar de când... ce? Spune-mi fotbalistic, ce ai văzut la Radu Drăgușin de când era un copil și ai știut că o să ajungă aici? În primul rând erau calitățile fizice care erau extraordinare. Deci mie îmi plăcea să mă așez în spatele porții. Niște calități fizice cum rar ți-e dat să vezi. Faptul că în teren se simțea prezența lui. Deci din punctul meu de vedere acest copil s-a născut cu banderola pe mână, pentru că avea o prestanță. Deci de când dădea noroc cu capitanul echipei adverse, cum intra pe teren tot timpul cu pieptul înainte, foarte mare încredere în el. Știi, și o chestie la care eu asta o spun tuturor. Dacă greșea într-un meci, dacă greșea o fază, trecea foarte ușor peste ea, pentru că este foarte important să treci peste o greșeală într-un meci. În modul care, mai ales la fundaș. Mai ales la fundaș. Și trecea foarte ușor, adică nu stătea să nu se vedea, nu se lăsa afectat de acea greșeală. Este foarte important lucrul ăsta. Și mie mi se părea o calitate. Deci asta din punctul meu de vedere este o calitate. La fundaș și central și la portari. Da. Deci cam astea erau lucrurile pe care le vedeam. Avea niște calități fizice excepționale. Deci 25 de milioane presa columbiană l-a prezentat vedeta echipei, 25 de milioane ce sumă de transfer. Dacă îl dădea Regalul direct, nu se mai închidea. Da, era foarte greu. Era foarte greu să-l mai ții pe Radu, pentru că deja era un jucător care juca la echipa națională. Cei de la Juventus, din câte știu, l-au văzut la un turneu de dezvoltare la echipa națională cu un an mai mare decât anul de naștere a lui Radu. Era foarte greu să-l mai ții și era și păcat, nu era interesul nostru să-l ținem și să-l... Cumva Juventus l-a ajutat foarte mult să ajungă la nivelul ăsta, pentru că una e să te antrenezi într-un vestiar cu Cristiano Ronaldo și cu Bonucci și Chiellini și alta e să rămâi aici în țară. Din punctul meu de vedere a urmat pașii pe care trebuia să urmeze orice fotbalist tânăr care vrea să ajungă departe. N-a fost o surpriză, clar. Lucrat și l-am cunoscut, am dat mereu exemple cum era, cum se comporta în afara programului de antrenament, ceva impresionant. Și nu, uite, mai spun, el când venea avea o perioadă de vacanță, da, după campionat și se întorceau la pregătire. Și aveau programul de pregătire pe timpul vacanței. Crede-mă, când dădeai testele alea, Radu zici că nici nu făcuse pauză, adică extraordinar. E posibil să nu fi făcut pauză, e posibil. E posibil. Dar da. Foarte, foarte serios, foarte serios. Vreau să te întreb ceva, după care trecem, mi-am notat să vorbim și de Polo, o propoziție, două, dar și de notul în ape deschise, o activitate pe care o desfășori acum. Vreau să te întreb însă, ca om care... De aceea te-am dus în discuția cu Tavi, cu Drăgușin, ai dat alte nume, le reamintesc pe Perianu, Blănuță, Gheorghiță, Filip, Ion Robert, o echipă campioană, bătând adversari precum Pitu, Grameni, Munteanu, Grosu, fundașul dreapta, Bani, Borcea de la Dinamo, Sava de la LPS. Apropo, bravo lui Sava, am crezut și eu în Sava, un băiat, Răzvan, de toată isprava.
se punea problema la națională, Sava sau băiatul care plecase în, nu mai știu cum îl cheamă, pentru că e vina lui că nu mai știu cum îl cheamă, plecase în Italia mult prea devreme și credea că e mare portar. Un nou Donnarumma, zicea că e al român. El spunea că e noul Donnarumma și până la urmă este în Liga a treia parcă. În fine, diferență de caracter. Ce vreau să spun? Ca om care lucra cu toți acești tineri care au reușit, care crezi tu că sunt problemele? Acum nu că dai lecții sau da. Ca om care ai lucrat cu tinerii, care sunt problemele fotbalului românesc de nu mai apar tineri, apar rar și ce ar trebui, ce mesaj le transmiți celor care s-ar putea să fie vinovați? Că sunt impresari, că sunt antrenori de copii și juniori, că sunt părinți. Care crezi că sunt probleme pe care le depistezi dacă ai lucrat acum în fotbal, de ce ai ține cont? Știi că din punctul meu de vedere cea mai mare problemă a fotbalului românesc este faptul că familia, da, își dorește mai mult decât copilul să ajungă la un nivel ridicat și atunci cumva se fac niște greșeli. Și spun care sunt greșelile din punctul meu de vedere. Uite, pot să-ți răspund cu o chestie pe care mi-au spus-o antrenorii spanioli pe care am avut noi în momentul ăsta, i-am avut noi la club și am avut aproape un an de zile și a trecut cu experiență. Unul dintre ei a fost secundul lui Antiș când au câștigat campionatul și e cel care l-a dus pe Didi Prodan la Atletico. El ne-a zis așa, voi când trebuie să vă jucați, adică în perioada de la 6, să zic așa, 6 ani până la 16 ani, voi sunteți profesioniști și îi stoarceți pe acei copii și în momentul în care trebuie să jucați fotbal nu mai faceți. Deci eu spun că noi ar trebui să urmăm, adică la fiecare vârstă să facem lucrurile corect. Nu știu, noi uităm, de exemplu, pentru mine foarte important sunt antrenorii de copii, antrenorii de la începutul carierei lor, pentru că atunci trebuie să faci lucrurile corecte. Și cea mai important lucru pe care trebuie să-l faci la acel moment este, din punctul meu de vedere, pasa corectă. Vorba lui Florin Radu Lucioiu, că el spunea, pasa trebuie să fie tare, precisă și pe jos. Deci, eu asta zic, că nu știu dacă neapărat sunt foarte multe greșeli și nu mai scoatem noi fotbaliștii făcute de cluburi. Nu cred. Eu cred că o mare parte din vină o avem noi, cei care punem presiune pe acest copii până la o anumită vârstă și după aia când ei ar trebui să înceapă să joace fotbal, nu mai au acea plăcere. Și dau de o viață, adică încep să descopere și alte lucruri și atunci nu mai au plăcerea aia de a face fotbal. Din punctul meu de vedere, asta este. În momentul în care ai o selecție bună la un club, eu zic că norocul nostru ăsta a fost că am avut o selecție foarte bună la club, poți să faci și niște antrenamente de calitate. Nu am pus presiune pe acești copii. Puteam să facem și noi pregătire fizică cu ei, să-i forțăm un pic, dar n-am făcut lucrul ăsta. De exemplu, pe Radu puteam să lucrez cu greutăți, pe Tavi nu puteam să fac lucrul ăsta. Și atunci am preferat să nu lucrăm cu niciunul dintre ei pe treaba asta. Nu i-am stors, să zic așa, adică i-am lăsat să simtă bucuria aia că fac fotbal și uite că roadele s-au văzut. Din punctul meu de vedere, pe scurt, că așa ar trebui să vorbim foarte mult timp. Fiecare în parte, corect. Fiecare treabă că condiții, eu zic că sunt în România acum de a face fotbal, adică cluburi cum sunt FCSB-ul, CSEA Steaua, CSE Dinamo, Hagi, Universitatea Craiova, CFR Cluj, toate echipele astea mari au niște condiții de antrenament foarte bune. Da, și condiții corecte. Deci de asta nu ne putem plânge. Părerea mea este că pune foarte multă presiune pe acești copii la o vârstă când noi n-ar trebui să o facem. Și asta vine și din partea părinților. Cea mai mare problemă a mea, din punctul meu de vedere, a fotbalului românesc, sunt părinții care își doresc mai mult decât copiii. Mi-ai băgat așa un pumnal în spate, pentru că e motivul pentru care eu l-am retras pe băiatul meu, pentru că la vârsta de 11, la 10-11 ani făceau tactică, se alerga dintr-o parte în alta, făcuse antenorul clubului, nu-i dau numele că se știe el și am discutat în privat treaba asta, că a făcut mare greșeală, făceau tactică, făceau învăluiri, făceau pasă în gaură, făceau și urmăreau rezultatele, adică făcuse două echipe. A început campionatul prima etapă, cei buni au jucat în baza FCSB, diferență de vreo oră de la terminarea acelui meci până la următorul și a adus repede cu un microbuz prima echipă să intre în locul celei de-a doua care făcuse încălzirea,
dar a zis să-i bage pe aia ca să aibă rezultat în prima etapă, să-i vadă lumea cât de tari sunt ei, la 11 ani. Și am zis, nu se poate, n-ai cum. Și noi ne doream rezultate, dar numai că dacă vin pe un fond ăsta, nu sunt în regulă. Adică îmi doresc rezultate, dar în momentul în care și echipa aia are bucuria aia de a juca fotbal, cea presiune. Da, în momentul în care o să faci o selecție bună, este foarte... Uite, am organizat noi o cupă internațională în România, se numea Cupa Dimsoft, în 2014. A fost și televizată la Gazeta, la GSP Live, nu mai știu ce era pe atunci, știi, finala și semifinala. Și am adus Fenerbahce, Beşiktaş și Feyenoord, Rayo Vallecano. Și am stat de vorbă cu cei de la Rayo Vallecano și îi întrebam noi în acea perioadă câte antrenamente fac pe săptămână. Și ei ne spun două. Stai seama, mi-am înnebunit, cum adică două antrenamente pe săptămână? Și jucau copii aia extraordinar. Păi a zis, asta nu vrem să punem o presiune pe ei, dar facem o selecție foarte bună. Că în momentul în care ai jucători de calitate și cum să vă muncești pe calitatea copiilor, atunci ți-e ușor să duci și un antrenament. Și exact ce spuneam, nu puneau acea presiune pe copii, dar copiii erau fantastici. Da, presiunea. Ai zis câteva lucruri într-adevăr pe care ar trebui să le înțeleagă părinții, ar trebui să le înțeleagă antrenorii de copii și trebuie să ai o calitate de antrenor de copii și juniori. Pentru că pe vremuri, când jucam eu fotbal, exista antrenor dedicat pentru copii și juniori. Mi-aduc aminte Puiu Andreescu de la Flacăra Roșie, pe care l-am avut eu în Dudești, cel care l-a descoperit pe Rică Răducanu, pe care pusese atacant prima dată, era antrenor de copii și juniori. Și când Flacăra Roșie a retrogradat din divizia C în categoria onoare, au vrut să-l pună la senior. A spus, eu nu pot să antrenez senior, eu sunt la juniori. Uite, aici mi-ai ridicat mingea la fileu. Eu asta am făcut la club. Eu mi-am dorit să am antrenor specializat pe anumite categorii. De exemplu, aveam un antrenor extraordinar de bun pe copii. Deci acel antrenor, i-am și spus, bă, te rog eu frumos, specializează-te pe acest lucru pentru că o faci foarte bine. Deci exact în momentul când copiii au nevoie de un antrenor care să le arate lucrurile corect, nu altceva, care să nu facă discriminări între ei, care să facă niște antrenamente frumoase. Știi, se zice că trebuie să le dai, pe copil trebuie să-l trimiți acasă când încă vrea să mai stea pe teren. E, asta făcea acest antrenor, știi? Adică copiii de-abia așteptau să revină la următorul antrenament, pentru că nu-i ținea mai mult. Să lase și pentru mâine, exact, și tot așa. Exact, da, exact. Da. Știi? Adică să ai plăcerea aia de a te întoarce. Uite, de exemplu, aveam un antrenor și îl pusesem la un moment dat coordonator. Este antrenorul cu care dacă ar fi să reiau, să fac în club, mâine l-aș aduce și l-aș pune iarăși coordonator. El era foarte corect cu părinții și le spunea, sportul de performanță este nociv pentru copiii dumneavoastră. Eu prima dată mă uitam la el și nu înțelegeam nimic, pentru că noi vroiam selecție, vroiam să avem și noi copii acolo la club. Și atunci cumva zic, bă, ce discurs e ăsta? Dar până la urmă i-am dat dreptate, că așa este. Sportul de performanță este nociv pentru copii, pentru că te pune la renunți la multe lucruri pe care le făceai până atunci. Nu știu, nu-ți mai petreci vacanțe, nu-ți mai faci multe alte chestii, dar o să ai niște satisfacții dacă ajungi la un nivel ridicat. Și chiar dacă nu ajungi la un nivel ridicat, o să aduci aminte de această perioadă, că perioada sportului de echipă mie mi se pare perioada asta, când ai făcut sport de echipă, mi se pare o perioadă extraordinară de care îți aduce aminte, o să-ți folosească în viață, pentru că te disciplinează, îți face multe, multe alte lucruri. În fine, mie aș vorbi 3 zile ți-am zis pe fotbal, dar... Dar hai să mai vorbim și de alte sporturi. Vreau ca fost poloist, Naționala de Polo a României s-a calificat la Olimpiadă, este singura echipă calificată, singura din păcate, dar bravo că sunt ei. Poloiștii merg la Paris, la Olimpiadă. Cum ai primit această veste, dacă i-ai urmărit, ce spui de performanța lor, mai ales că se regăsesc mulți prieteni de-ai tăi acolo? Ce să zic, îl felicit pe Bogdan, este o performanță extraordinară, pentru că în momentul ăsta campionatul românesc nu-ți oferă foarte multe, să zic așa, foarte mulți jucători. Deci sunt o mână de jucători și ce a realizat Bogdan aici mi se pare extraordinar. Adică să fii singurul sport de echipă calificat la Olimpiadă mi se pare extraordinar. Ceea ce au realizat băieții ăștia nu pot să spun decât că este magnific, sincer. Adică eu n-am crezut că se pot duce acolo, având în vedere nivelul campionatului românesc, dar uite că perseverența lui Bogdan, faptul că a știut să le transmită acestor copii, că sunt niște copii, nu sunt niște jucători foarte în vârstă, lucrurile corecte au dus la acest deznodământ. Fericit pentru noi!
Și de aici plăcerea de a face not în ape deschise. Povestește-mi un pic despre ce e vorba, care este activitatea. Unui poloist nu-i place să note, spun de acum, nici mie nu mi-a plăcut să not. Numai că, neavând ce face după perioada asta Regal Sport, am zis că hai să mă întorc să fac și eu puțin sport. Și m-am întors la not, că nu știam să fac altceva mai bine decât notul. Și am prins gustul faptului că îmi place să not, am intrat în apă deschisă și de acolo am început să not lacurile din România. Și am început cu lacul Beliș, la un dat de 14 km, am trecut la Bicaz, undeva la 25, Razemul 35 și am reușit să fac pe Dunăre o distanță de 115 km. Am notat de la Baziaș, de unde intră Dunărea în țară, până aproape de Orșova, 115 km și în momentul ăsta mă pregătesc pentru o cursă care, din punctul meu de vedere, este de top 10 mondial, de fapt ca și distanță și timp ar fi a treia la nivel mondial. Este vorba de lacul Powell din America. Voi nota pe distanță de 130 de km în continuu, undeva la două zile jumate. De puțin, deci pe Dunăre 115 km ai notat? Da, pe Dunăre am notat 115 km în continuu, am plecat de la Bazia și au fost undeva la 30 de ore și 17 minute mai exact. Știi, ca să înțelegi, lucrurile astea nu le faci singur. Lângă tine ai... Am văzut filmul de pe Netflix. L-ai văzut, nu? L-am văzut și o doamnă care la 60 și ceva de ani, dacă nu greșesc, și a fost... Îți recomand, pe mine mă inspiră filmul ăsta, îți recomand să vezi și documentarul care a apărut tot pe Netflix acum, 2013, e făcut. Este mult mai interesant decât filmul, pentru că filmul are și îți transmite altfel de emoție, dar să vezi documentarul cu ea în perioadele astea în care a încercat să treacă, să traverseze, știi? Pentru că ea a încercat de patru ori, a patra oară a reușit să facă lucrul ăsta. Îți recomand să vezi documentarul, este extraordinar. Pe mine mă inspiră genul ăsta de sportiv, să zic așa, pentru că te face să depășești limite. Până la urmă asta vrem să vedem unde putem să ajungem. Numai că mi-a dat aminte filmul, eu sunt nebunit după filme de astea motivaționale, le și căutam pe vremea națională să le punem copiilor de cupări, dar eu cred că e numărul 1 ca film motivațional cu această doamnă, nu mai știu numele, îmi scapă, e pe Netflix. Miad, care toată viața ei, bine, tânăr, a încercat, n-a reușit și toată viața ei ăsta a fost visul, a încercat de câteva ori, a reușit a patru oară, la 60 și ceva de ani, să facă ce, să se ducă 175 de kilometri din Cuba în Florida. Din Cuba în Florida, da. Din Florida în Cuba. Parcă. Din Cuba în Florida. Pregăteam Cuba. Deci din Cuba până în Florida 175 de kilometri. Și tu ai făcut de la Baziaș 30 de ore, 17 minute în continuu. Mamă. Dar știi că diferența este că cumva Dunărea te ajută. În momentul în care mergi pe un curent care te ajută, ai și o viteză mai mare. Și atunci Dunărea te ajută și din acest motiv și timpul meu a fost mai mic. În momentul în care o să mergi să noți într-un lac, acolo nu să ai niciun curent care să te ajute. Din contră, dacă bate vântul, cu renții vor fi potrivnici. Adică pot fi curenți din față, pot fi curenți din lateral. Și atunci ți va fi foarte greu. Și din acest motiv durata se dublează aproape. Adică eu am notat la Dunăre 115 km, aici într-un lac o să not 130, dar ca și durată de timp aproape se dublează. Adică mă duc undeva între, ce mi-am făcut eu un calcul așa, între 55 și 58 de ore, depinde cât de repede sau ce obstacole voi avea acolo. De unde această pornire, așa o chestiune din tine, așa că vrei să stabilești niște recorduri sau te întrești cu tine? Nu, dacă ar fi să stabilez niște recorduri, atunci mi-aș omologa aceste noturi. Eu nu fac lucrul ăsta, prefer să le filmez și să... Uite, apropo, o să-ți trimit un film documentar, pentru că am avut norocul să se facă un film documentar despre mine. Încă nu am aprobarea celui care a plătit pentru acest film să-l promovez, dar o să ți-l dau online să-l vezi, pentru că e un film interesant și o să vezi că și noi românii putem inspira pentru că am primit niște lucruri de astea. Bun, și de ce? Adică
Este o întrecere cu tine, e o întrecere cu ce? Cu forța, cu dovada faptului că poți depăși anumite limite? Nu. Toată lumea mă întreabă, știi, de lucrul ăsta. Nu. Efectiv, este, mi se pare că este un lucru firex pe care îl fac eu în momentul ăsta. Adică, știi că toată lumea m-a întrebat de ce te-ai trezit să nu-ți Dunărea. Nu știu, mi s-a părut că așa am simțit că trebuie să fac, pentru că era o distanță. Nu știu, chiar nu știu, nu știu să-ți dau, că toată lumea mă întreabă, dar nu știu să răspund la lucrul ăsta. De unde îmi vine această chestie, știi? Adică de ce vreau să fac lucrurile astea? Nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Da, cumva îmi place să știu că am depășit niște limite, dar nu neapărat, știi? Adică e o chestie, așa simt că trebuie să fac. Adică e o chestie firească pe care o fac cu plăcere. Și în noturile mele, acum poate și este unul dintre motive, toate noturile mele sunt umanitare, știi? Și atunci cumva le leg de niște cauze. Adică cei 115 km pe Dunăre, 30 de ore, 17 minute, a fost o acțiune umanitară? A fost pentru școala primară Concordia din Ploiești. Este o școală care se adresează copiilor cu probleme, nu neapărat că nu au familii, dar care nu au posibilitatea să aibă acces la un învățământ de calitate. De exemplu, am notat într-un bazin, ca să vezi, uite, îți mai dau, nu e o laudă, dar simt chestia asta să o fac, pentru că am avut oameni care m-au ajutat să realizez niște lucruri. De exemplu, am notat într-un bazin de 25 de metri, 24 de ore. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru a achiziționa un lift pentru persoanele cu dizabilități care nu pot intra în apă. Noi în România nu avem foarte multe bazine de agrement care să aibă un astfel de lift. Este bazinul de la Olimpia și asta se datorează mie, ca să spun așa, pentru că am notat și am primit o sponsorizare de 11.000 de euro, că atâta costă acel lift, de a monta acel lift acolo. Și mai este bazinul de la Alia Monoliu, care mai are un astfel de lift. Adică eu am văzut problemele celor care vor să intre. Ai reușit să găsești sponsorizări pentru acțiunile tale, da, iar banii nu vin la tine, vin în aceste acțiuni caritabile. Incredibil. Pe asta și vreau să fac, știi, pentru că deci practic de asta te pregătești să faci 55 de ore not pentru a ajuta. Și care ar fi acțiunea? Pe cine vrei să ajut? Eu, ultimile mele noturi sunt făcute pentru Fundația Copii în Dificultate. Este vorba despre o fundație care se ocupă de 17 copii cu probleme neurologice. Dacă intri acolo, vii acasă și ți-ai copiii în brațe și spui, tati, suntem norocoși, crede-mă. Și atunci cei de acolo, din cauza pandemiei, au observat că pe acești copii nu au unde să-i ducă și au primit în donație un teren la Zărnești. Și noi vrem să ne ocupăm de construirea căsuței din povești de la Zărnești pentru persoanele cu dizabilități. Nu neapărat că sunt copiii ai fundației, ci și pentru alți copii care au probleme și vor să ajungă acolo. Ăsta este proiectul nostru, al meu împreună cu cei de la fundație. Deci pentru asta nu eu în momentul ăsta. Acum de acum și ajutat la construcție. Și Dunărea la fel pentru acest proiect, nu? Sunt mai multe acțiuni? Nu, de acum încolo noturile mele sunt făcute pentru această fundație. Pentru că am zis că după ce am cunoscut pe acești copii, nu m-am gândit decât acolo. Și am zis oameni care vin și sprijină acțiunile tale cu sponsorizări? Da, sunt oameni și eu, știi, am observat. Poftim? Îi găsești greu sau ușor? Cum e societatea noastră? Cum reacționează? Să știi că oamenii reacționează foarte bine la lucrurile astea. În momentul în care apuci, este foarte important să-i aduci să vadă ce faci. În momentul în care trăiesc emoția cu tine, atunci și oamenii aia se mișcă altfel, știi? Adică trebuie să-i aduci să vadă emoția, să le transmiți emoția. Pentru că în momentul în care văd cât te chinui, văd ce faci, văd ce știi, altfel vin în sprijinul tău. Cât te-ai pregătit pentru Dunăre și cât te vei pregăti înainte? Bănuiesc că trebuie o anumită pregătire din ce am văzut și e normal. Gabi, zici că sunt sportiv profesionist. Eu mă pregătesc în fiecare dimineață. Dacă mă suni între ora 8 și ora 10 jumate, nu mă găsești pentru că sunt în bazin. Înot foarte mult în momentul ăsta pentru că am nevoie de foarte mult volum. Și atunci nu mai fac nimic de capul meu. Adică dacă la început m-am jucat când am înotat lacurile Beli și astea și făceam din pasiune și din avânt așa, acum nu mai mă joc, acum mă antrenez exact ca un sportiv profesionist, chiar dacă am, în momentul, anul ăsta fac 52 de ani, știi? Așa că
Dar am nevoie de foarte mult antrenament, am nevoie de foarte mult volum. În not cam, în momentul ăsta cam 6.000 de metri pe zi, știi? Adică cam 6 km. Deci eu am luni în care... De asta m-a întrebat pe mine cum reușesc să nu dorm, pentru că te ajută exact, să nu dormi. Da, eu va trebui acolo în America, cumva pe două nopți să nu le dorm, știi? Și este foarte important să vă... Adică până la 30 de ore pot să spun ce s-a întâmplat, adică pot să spun, știi? După 30 de ore nu mai știu, o să fie o surpriză și atunci o să vreau să văd... Nu sunt foarte, știi, și nici n-ai foarte multe... Nu ai o documentație despre noturile astea, pentru că nu sunt foarte multe noturi lungi făcute peste distanța de 50 de ore. Nu sunt. Adică în lume, oameni care au notat peste 24 de ore sunt undeva la 160, dar care au notat peste 40 de ore îi număr pe degete. Și atunci încerc să iei și de la ei ce au făcut, cu ce s-au confruntat. Unde se va întâmpla această încercare de 130 de kilometri? Lake Powell din America, în Utah, Arizona, în Glen Canyon. Uh-huh. Și când lacul are mult mai mult, are vreo 300 de kilometri, ceva de genul ăsta, din câte știu eu, dar ce se poate nota sunt 130. Acest lac a fost notat de o singură persoană, se numește Sarah Thomas, este o americană care din punctul meu de vedere este cea mai bună notătoare din ape deschise din lume, adică femeia este extraordinară și este singura persoană care a făcut acest not în lacul ăsta. Așa că am un avantaj pentru că am o documentație deja de acolo, dar... Sarah Thomas tot atât a notat, 130, nu? Da, 130. Păi o să merg exact pe traseul ei, pe rutele făcute de ea, pentru că ține ușor. Când va avea loc? Când va avea loc, am și stabilit cursa 11-13 august. Voi pleca pe 11 și pe 13 august sper să... Nu, de fapt, sper. Sigur voi reuși să termin această cursă, pentru că... Vorba unui prieten de-al meu care se ocupă de curse, el stă acolo în Statele Unite și mi-a zis, băi, dacă ai intrat în apă, sigur termin că nu te mai sâmsești. Acolo, până nu ajungi la final, nu mai ești. E o echipă. Câți oameni sunt în echipa ta care au grijă de tine? Deja o să am 3 bărci, adică va fi de la o barcă hotel, 2 bărci, un ponton și o barcă așa, un skijet, caiac, undeva la 20-25 de oameni, pentru că oamenii trebuie să facă cu schimbul, adică nu-i pot sta cu mine treci non-stop, pentru că ei trebuie să fie atenți la ce mi se întâmplă mie acolo și am nevoie de vigilență din partea lor și atunci vor fi între 20-25 de oameni, pentru că corect. Ei trebuie să facă încercarea asta, tu ești cu încercarea, iar ei trebuie să fie odihniți permanent. Exact, ei vor face cu schimbul, știi, și atunci am nevoie de mult. Dar am înțeles că comunitatea oamenilor de acolo, comunitatea românilor de acolo, o să mă sprijine în această încercare a mea de a trece, de fapt, în această cursă, să o duc la bun sfârșit. Nu mai zic încercare. Dacă știam, povestea ta, nici nu mai vorbeam de Tavi Popescu și Radu Drăguț. Ba nu, trebuie să vorbim de Tavi Popescu, pentru că îmi doresc extraordinar de mult ca acest copil să reușească, crede-mă. Adică nu, e un mod al meu de a scoate în evidență, oameni buni, Mihai Badea, la 52 de ani, în nuată, pentru cauze umanitare, vrea să le facă unor copilași care au mai puține posibilități decât noi, la Zărnești, o căsuță lor, o căsuță la Zărnești, unde eu am făcut armata, apropo, lângă fabrica de biciclete cu rază medie de acțiune, așa se numea fabrica Torpedo de acolo, unde la subteran trăgeam noi cu tunul, mamă, se mișca în fine, pe vremea Ceaușescu. Deci la Zănești vrea să facă pentru copii o casă, un complex în toată regula pentru copilași, după ce de asemenea a notat să ajute alți copii care au nevoie și el face asta în scop umanitar. Dacă știam, vorbeam mai mult, dar te provoc înainte de a pleca să mai facem o emisiune strict pe această acțiune ta umanitară. Tot respectul, dacă aș putea m-aș ridica să fac o plecăciune în fața ta pentru ceea ce faci, Mihai. O aștept la sfârșitul cursei, știi? Atunci chiar mi-ar plăcea să vin să... Nu, îți mulțumesc pentru faptul că vrei să facem o astfel de emisiune. Îmi place să vorbesc mai mult decât de fotbal despre notul în ape deschis în momentul ăsta, dar în același timp când simt că un copil de-al meu are nevoie de ajutor, voi fi tot timpul alături de el și tot timpul voi avea... Îi voi da încrederea mea, pentru că... Pentru câți copii vei nota două zile aproape, două nopți? Sunt 17 copii, știi, în momentul ăsta în cadrul fundației.
Adică nu stai mai mult de două zile și două nopți, am greșit eu. Da, 48, vreo două zile jumate vor fi de noi. Da, îmi doresc să duc la bun sfârșit această cursă. Și câți copii? Câți copii vor sunt 17 copii în cadrul fundației. Fundația Copiii în Dificultate se numește, Fundația da? Fundația Copiii în Dificultate, da. Noi facem mai multe acțiuni pe tema asta pentru ei. Avem și o echipă de triatlon, facem ștafet acolo, eu fac parte de NOT, se numește echipa CID, echipa Copiii în Dificultate. Am participat la tot felul de competiții de aici, din România. Nu sunt singurul care muncește pentru această fundație, între ghilimele, dar e o muncă făcută din plăcere. Mai sunt cicliști, alergăreți, așa îmi place mie să le spun, alergători, dar eu le zic alergăreți. Suntem o echipă care încercăm să... De exemplu, fundația se află sub patronajul Principesei Maria. Este cea mai mică dintre fetele regelui Mihai. Da. Am avut onoarea să cunosc. Remarcabil, remarcabil da, când mi-ai spus că ai notat o zi și o noapte în bazin scurt de 25 de metri pentru un lift care trebuie să fie acolo pentru persoane cu dizabilități pentru a intra în apă, mi s-a furnicat pielea. Și da, pot să spun o chestie acum, tot mi-a adus aminte, știi? La acea cursă când am notat pentru acel lift, am avut o sincopă. Mi s-a întâmplat pentru prima dată într-o cursă să vreau să renunț. Adică am avut mi-a crescut glicemia brusc, mi-a scăzut brusc și am simțit că nu mai pot să not. Știi, și momentul ăla era cel cu care notam. Venise unul dintre băieții care au probleme, a avut un accident de mașină și este paralizat de la mijloc în jos și omul noată. Și îi spuneam antrenorului meu, Marius, fă ceva că nu mai pot să not, adică nu știu ce să fac. Îmi venea să renunțe. Niciodată n-am avut gândul ăsta de a renunța. Și ca să vezi că cineva acolo sus te ajută și îți dă o motivație, au venit cei de la ProTV și ne-au luat un interviu. Și el prima dată a zis ceva, după care s-a dus să se dezbrace, să intre în apă și a zis nu, vreau să spun altceva. Și în momentul ăla mi-a zis ce face Mihai aici și am auzit cu urechile mele, zice ce face Mihai aici este adevărata putere, puterea de dărui. În momentul ăla am zis, Tavi, mi-ai făcut-o. N-am mai renunțat, m-am chinuit vreo 12 km să-mi revin la ritmul pe care l-am avut înainte de a avea această problemă, dar am dus cursa la bun sfârșit. Dar contează, vezi, orice cuvânt, orice, și de asta spun. Da. Acum extrapolând la Tavi, un cuvânt bun spus sau încrederea dată, nu îl scoți la pauză, îl mai lași încă 30 de minute, îi dai încredere și atunci o să vezi că încrederea asta te face să îți dă aripi, ce să zic. Am zis, eu aș putea să stau 58 de ore să fac emisiuni non-stop, dar nu să not. Adică să și not. Adică 58 de ore aș face. Eu pe mine m-a bătut gândul să fac un record, dar cred că nu mai am vârsta. A încercat un băiat, un coleg de-al meu, am avut coleg, dar l-au oprit medicii, pentru că recordul de a face emisiune în direct în continuu era de 5 zile și 5 nopți, ceva de genul ăsta. Și undeva pe la 4-a zi și jumătate, medicii l-au oprit că bine, cu anumite pauze pentru a stabili recordul mondial, sunt anumite pauze. Îți doresc din suflet tot binele din lume, Mihai. Din păcate trebuie să ne oprim pentru că am depășit deja spațiul de emisie. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, felicitări pentru tot ce faci și sigur mi-am notat dacă o să găsești timp și să mai vorbim o oră special pentru tot ceea ce faci pentru merită. Mulțumesc mult! La revedere, Gabi! Mulțumesc și eu! A fost în legătură, dragi prieteni, cu noi Mihai Badea. Și discuția se ducea încă o oră de acum încolo, o să o facem data viitoare. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această discuție cu Mihai Badea. Celor de pe Facebook vă rog să distribuiți pentru a fi văzută emisiunea de cât mai mulți oameni, pentru că Mihai Badea merită. Să aveți o seară bună în continuare, numai bine!